Aici, băieții. De la sport mergem în bucătărie, un pic de dulce nu strică nimănui pe ploița asta. S-a făcut și frig, deci puteți da drumul la cuptoare. Vlăduț, ce facem azi? Atâtea fructe? Atâtea faine. Fructe, da. Trebuie să vă spun că mă întreba o vecină atunci când fac plăcinta cu fructe, nu caramelizez fructele în prealabil? Ei bine, nu. Din mai multe motive. În primul rând, vreau ca toată aroma fructelor să rămână între foile de plăcintă. 2. Sucul de la fructe trebuie să se îmbibe și să se combine foarte bine cu foile de plăcintă. În plus, sunt mult, mult, mult mai gustoase și am o cantitate mai mare de umplutură. Deci, pentru astăzi aveți nevoie de următoarele ingrediente. Am ales 3 tipuri de fructe, cum v-am spus la începutul emisiunii, prune, brumării, dar și caise, pentru că știu eu, caisa fiind un fruct de vară, vreau să fac această trecere de la vară la toamnă într-un mod cât mai plăcut, astfel vara să nu se supere pe mine niciodată. Mai am și smochine, astfel încât astăzi voi face 3 tipuri de plăcintă și vă spun imediat cum o să procedez. În afară de cele 3 tipuri de fructe, mai am nevoie de zahăr, foarte, foarte puțin zahăr, pentru că mă bucur de dulceața fructelor de toamnă, unt, un pic de scorțișoară, dar scorțișoara este doar pentru prune, pentru că este condimentul preferat al prunelor. Foile de plăcintă și trebuie să vă spun că pentru fiecare rulou de plăcintă voi folosi 4 foi de plăcintă. Asta înseamnă că fiecare în parte este uns cu ajutorul unei pensule cu untul topit, iar apoi fructele le așez la bază și rulez cu totul. Iar în momentul când plăcinta este coaptă, se desface foarte, foarte frumos, se exfoliază ca un foietaj, pe exterior este crocantă și delicioasă, untul dă un gust nemaipomenit, iar în interior este foarte zemoasă și foarte plăcută. Apucă-te de treabă, pot să garantez pentru plăcinta asta. Noi în vara asta cu ajutorul lui Vlăduț am introdus-o la noi la restaurant și nici bine nu iese tava în sală sau pe sală, cum se zice la București, că deja...